În timp ce Fully îl amenința cu interlopii, Alex Velea urca sportivii și caranii pe mese. Greii României s-au strâns la botezul fiului lui Mircea Nebunu. Exclusive. Clanul sportivilor a sărbătorit weekendul trecut până dimineața la botezul fiului liderului Mircea Nebunu. Mircea Nebunu, șeful clanului sportivilor din sectorul 4, a lăsat la o parte disensiunile și rivalitățile în weekendul trecut. Și a petrecut alături de familie și prieteni până dimineață, la botezul fiului său. Noah a venit pe lume la începutul lunii martie, iar Mircea a dorit cu tot din adinsul să organizeze cea mai tare petrecere din București pentru regele lui. Așa s-a și întâmplat, sâmbătă fiind ziua cea mare în care amicii interlopului au asistat la un chef ca în vremurile bune de dinainte de pandemie. Alex Velea, salam, țancă, dedicații pentru șeful sportivilor. Creștinarea micuțului a avut loc la o biserică din București. Acolo unde numai puțin de 4 preoți au ținut o slujbă de aproape o oră, acompaniați de un cor adus special pentru eveniment. După slujbă, toată lumea s-a mutat la un cort de evenimente în zona Mogoșoia, acolo unde cei mai tari maneliști ai momentului au întreținut atmosfera. Au venit membrii ai lumii interlope din Brăila, Galați, Iași, Târgu Frumos, Ploiești, Sibiu, Slatina, Giurgiu, dar și din diaspora. Printre invitați s-au mai numărat nume grele precum Gabi Spedafora, Mircea Ursu, Poreclit bodyguardul lui Dumnezeu. Costel Caran, faraonul de la Madrid sau Vali Nebunu, fratele lui Mircea. Finii lui Mircea Nebunu, Florin Salam și Leo de la Cuit, au făcut din nou un duet după mai bine de 3 ani de la momentul în care și-au încheiat colaborarea. Cântându-i micuțului la mulți ani în momentul în care a fost adus tortul. De asemenea, maneliștii Țancă Uraganul, Sorinel Copilul de Aur și Nicolas au urcat și ei pe scenă. Nu în ultimul rând, Alex Velea a venit cu dansatorii și au făcut un show de aproximativ o oră pentru invitații lui Mircea Nebunu. Ironia face ca în timp ce Alex cânta în fața unui asistențe plină de personaje puternice din lumea interlopă, Fully, fiul clejanilor. Să-i transmită cântrețului amenințări cu interlopii. Fiul Vioricăi și a lui Ioniță e supărat pe cântăreț și îl acuză că din cauza lui a fost prins drogat la volan. Cum arată Andreea, soția lui Mircea Nebunu? În ciuda aparențelor de băiat rău, Mircea Nebunu se consideră un tip extrem de legat de familie.
El este căsătorit de câțiva ani buni cu frumoasa Andreea, alături de care mai are o fetiță care a ajuns deja la vârsta gimnaziului. Deși este un tip îndrăgostit de celebritate, Mircea Nebunu a ales să-și expună mai puțin familia. Însă de data aceasta a făcut o excepție, fiind totuși vorba despre un eveniment ieșit din comun. Mircea Nebunu, condamnat la un an de închisoare. Mircea Emil Băluș, poreclit Nebunu, tocmai a fost condamnat la un an și o lună de închisoare cu executare de către o instanță din Arad. După ce a fost surprins circulând cu un permis de Ucraina falsificat. Se pare că interlopul conducea automobilul de mulți ani cu acest permis și în realitate nu a condus niciodată în mod legal, pe străzile din România. Mircea nu a părut extrem de afectat de această veste, mai ales că nu a fost una definitivă. După ce a făcut apel, prin avocații săi, el a plecat la munte cu prietenii săi pentru a sărbători venirea pe lume a primului său copil.